please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. Hai că merge acum. Cred că merge acum. E ok. Cum te numești? Mureșan Valeria. Mureșan Valeria, ce frumos. Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Eu, înainte de a mă boteza, cel mai greu, atac de panică, am făcut și prostie, am băut, am fumat. Eu recunosc. Și acum, de când l-am primit pe Domnul Iisus, nu mai am atac de panică. Și am băut cola, nu mă mai panichez. Mă speră de moarte. Da. Așa a venit de la cap. De la cap vin toate. Și aici, tot, am fost în Austria și tot mă dorea aici. Simțeam. Simțeam aici căldură. Înțelegi? Păi așa e, de la simptome. De atac de panică, dar de când beau cola, nu mai și cafea dacă beau, nu mai am atac de panică. În parc, de copii, am stat, am dormit, dar nimeni nu s-a atins de mine. Da, îi mulțumesc Domnului că am unde, da, dormi și nu mă ploaie, nu mă ninge, am salteat, sora Aghi m-a dus. Acum, cum să zic, eu stau pe un coridor cu băiatul ăla, cu ochelar și încă o fată. Și au venit din Austria, ei, știi? Maică-mea e la Margheta. Maică-mea e la Margheta, taică-mea e la Drăgești. Și frate-sorori? Am o soră aici, poate că trebuie să apară. Și mai am una la Margheta, mai am un frate care e păstor la, care e păstor la Spania, acolo la Valencia. Maica mea a fost căsătorită, s-a despărțit de taica mea și acum are pe alta, la Drăgești. Am stat și eu cu un austriac, dar acum el nu mai a venit aici, în România, pentru că acolo unde am stat avea ploșnițe, știi? Și a plecat la sânge să te muște, e cam greu. Păi acum 4.500.000 în pensia, mai vin la un cafe, mai mă duc la Remar, mai vin la McDonald's, mai ajut la McDonald's, mai iau tăbile, mai îmi dă lumea bani. Dar cer tu sau? Nu, dacă omul nu are chef să ia tava, îl iau și îmi dă cu 5 lei, mai la 7 ajut. Mă ajut eu, Doamne, prima dată bine zi m-am ajutat și dau și 10 iale, știi? Că Biblia scrie și dacă am 4.500.000, 50 de lei dau la o familie cu 9 copii. Acum de luna viitoare dau și pune pentru dinți. Doamna asta la care dau 10 iale, e bolnavă cu diabet. Se face insulină, e bolnavă, nu? Are 9 copii. Dar îi dau luna viitoare, în fiecare lună dau și apoi îmi rămâne și de dinți. Trebuie, nu? Că Biblia zice. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu zice. La mobilă. Ai cărat sau ai făcut mobilă? Da, la croit. Așa e Mariana. Da. Cât timp? Am lucrat, am cartea de muncă acolo. Tot am zis că mă duc la ITM. L-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Liniște. Liniște în suflet. Da, înainte cum te simți? Parcă era cu ca ghearele, așa, așa. Așa. Așa mă strângea, așa. Mi-am cumpărat și eu telefon, acum vreau să-mi fac dinții. Dinții, credit, telefon din ăsta. Am dinții, credit, vreau. Dinții și credit și telefon din asta am plătit acum, gata. Thank you for listening to Valeria's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at purpleedits.com.
I hope to see you again next week.